Hei, salut! Sunt Bucharest Bike Traffic. Astăzi mă plimb prin București și mă va lua pe capotă un băiat. Păi, țărane, asta este pista de biciclete. Guys, eu nu cred că femeile sunt șoferi proști sau proaste în general. Pur și simplu. Nu e fain, nu știu ce ai cu el, n-am absolut nimic cu el, i-am bătut obrazul de mai multe ori că avea de-astea, de băiețaș, de să ducea să lua la scandal numai cu femeile și le făcea proaste și le trimitea la creatiță și chiar mi-a și răspuns și am motivat de ce făcea chestia asta, nu că ar fi o scuză. Cine a mai observat să o facă prin videourile lui, eu personal? Bă, mi-a plăcut, m-am uitat un pic la video ăsta, se numește Războiul cu șoferii, primăria a scos armele grele. E practic un rezumat filmat și mult mai bine făcut la ce căcat mănânc și eu. În stânga mea sunt mașini, în dreapta mea sunt mașini. În spatele vostru sunt mașini, mă rog, e mașina. Și în spatele meu sunt tot mașini. Dar primăriile au scos artileria grea. Tanchetele, taburile, tunurile, ia uzi, se trage. Stâlpii mai ales, stâlpii, cea mai mare problemă a orașului. Pentru cine nu știe, există această discuție fantastică legată de stâlpișochi. Pentru că, desigur, ca orice administrație care vrea să fure din banul public, logică se fură din orice și logică s-au furat la un moment dat și din stâlpișori. Dar cât poți să furi din stâlpișori la finalul zilei? Problema aici, desigur, și mesajul este foarte amplificat de șoferii din București care sunt supărați că nu mai poate să mai parcheze pe trotuar pentru că se pun stâlpișori. Și această problematică a fost răspândită de mai bine de 10 ani, poate. Domne, cât a plătit, domnule, primăria pe acești stâlpișori? Cât poți să fug din niște stâlpișori când se dau gherile de sute de milioane de euro la primării? De fiecare dată când se pune un stâlpișor undeva, iese scandal în cartier, pe grupul de Facebook al cartierului, pe WhatsApp-ul blocului. A fost stâlpișor! Cine plătește, domnule, stâlpișorii ăștia, a? Acest subiect tabu, și anume parcările din București, l-am detaliat încă de prin 2016, în două clipuri în care arătam modul în care primarul de atunci și primarii de sector, unii dintre ei sunt și acum la primărie, nu înțelegeau ce înseamnă transportul alternativ, reguli de calmare a traficului, plata parcărilor publice și ceva elementar cum ar fi trotuarele libere. N-am pus să intru pe aici. Asta e. Că v-a plăcut strada Matei Voievod. Și în timp ce mă documentam să văd ce fac primarii de sector când vine vorba despre ce am vorbit mai devreme, și anume criptonita șoferului bucureștean, hop țop apare și un Răzvan Exarhu. Elena Lascone a zis că nu are nimic cu persoanele de același sex. La fel zic și eu, mereu am colaborat excelent cu femeile. Ok. Nu, nici eu nu înțeleg analogia cu Lasconi, nu știu, o glumă a lui Exarhu. PS, la ce folosește zona dintre stâlpișori, doamna Clotilde Armand sau domnule Radu Mihaiu? E vorba despre această poză cu o amenajare undeva în centrul Bucureștiului, într-o zonă de case, unde au dat toate mașinile afară, pentru că exact cum vedeți, tot spațiul ăsta împânzit de acești stâlpișori urâți, era plin de mașini și gen se făcea un sens giratoriu în jurul mașinilor parcate. Sunt mai multe zone de genul ăsta în București, de multe ori se face atât de plin încât se blochează sensul, pentru că lumea își înghesuie mașina undeva în centru, whatever this is, că nu mai realizează că poate să blocheze sensul. Așa că au luat măsura de a pune acești stâlpișori urâți în mijlocul unde erau mașini parcate. În loc de mașini, acum nu mai sunt mașini. Și bineînțeles, toată lumea a făcut spume că de ce nu mai poate să mai parcheze, domne, aici. Dar nu zicând-o așa, ziceau: domne, cine a plătit stâlpișorii ăștia, a? Domne, dar sunt urâți! Lucruri care pot să fiu de acord, sunt urâți cu spume. Cu siguranță ar fi arătat aici mult mai bine un spațiu verde și așa mai departe, dar mă îndoiesc că sunt bani de făcut spații verzi la fiecare colț de stradă unde se parchează mașinile claie peste grămadă. PS, cele două subiecte arată cum bunele intenții nu pot fi salvate de o execuție proastă. Ca să fie mai clar, pe doamna Armand am întrebat-o pentru că știu că răspunde, nu pentru că am ceva cu ea. Doamnă primar de la alt sector, spuneți în care e treaba cu stâlpișorii ăștia din alt sector. Deci i-a răspuns Radu Mihaiu, primarul de sector, și a zis: lupta de clasă merge mai departe. Înțeleg situația, dar în curând o să avem mai mulți stâlpișori decât copaci în oraș. Îmi pare rău, dar nu cred că orașul trebuie mutilat și nu văd nimic toxic în a spune că gesturile astea normalizează oribilul urban. Hai să vă arăt, că poate nu știți. Aici avea multe mașini. Ia, hai să vedem cum arăta înainte. Sunteți pregătiți? Pe asta nu știu. Op! Nu, așa era mult mai bine. Astea sunt zile bune, dar sunt mai multe zone de genul ăsta în București. Și în zilele când e full, plouă, începe școala, literalmente se blochează sensul și se blochează și între ei ca proștii. A, în 2021 mai slab, o zi proastă în 2021.
Mai 2021, tot o zi proastă. August 2018. Slăbuț. 2009. Hop! Am mers până în 2009, dar am găsit. Ia cum treci. Uite-mă cum a parcat, dă-te foc. Ia, men, treci. Of course, sensul giratoriu de la Spiru, dar cum să nu știm? Sensul giratoriu făcut din mașini, ia uite-l. Uite ce ziceam, o zi plină. Uitați-vă, vă rog frumos, ce e aici. Ăsta aici a parcat, că n-a avut unde să parchezi, boss. A, ăsta e parcat! Ăsta e parcat! Eu credeam că se mișcă. Dobitocii se blochează între ei și pe urmă când vine ăsta în mașina albă. Știți ce face, nu? Ține apăsați mâna pe claxon 25 de minute. Da, uite ce bine e, uite câtă libertate avem, domnul Exarch. Ține de mână alți ani. 2009. E efectiv la fel, dar mai rău. Bun, sunteți gata să mergem înapoi în timp? 2022. A, slăbuț. Octombrie 2021. Asta e libertatea de a trăi într-un oraș. Vreau să pot să parchez mașina în literalmente în mijlocul drumului. Eu, vă spun din capul locului, nu sunt urbanist, nici arhitect sau vreun specialist, dar în mintea mea de locuitor și cu mașină, dar și cu picioare, eu prefer stâlpii urâți în locul mașinilor lăsate ca vacile la păscut. Domnule Răzvan, eu nu vă știu prea bine, că în 2023 s-a inventat Spotify, nu mai ascult radio în mașină, dar vă întreb, nu trebuie să folosim ca să fie de folos? La stâlp mă refer. Susținătorii domnului Răzvan au sărit ca arși. Cum? Că așa ceva e de neconceput. Eu în 40 de ani de șoferie n-am văzut stâlpi pe mijlocul drumului și că stâlpi nu se folosesc nicăieri în Europa civilizată. Iar invenția noastră asta a stâlpilor e una extrem de stupidă și că suntem absolut bătuți în cap că facem lucrul ăsta. Eu am căutat aici prin jurul casei și am găsit asta. E o minciună sfruntată ideea că nu există stâlpișori. Există stâlpișori în absolut toată Europa, numai că nu este obligatoriu să fie stâlpișori. Mai sunt polari de aia, cum că ca să numesc, bariere, copăcei și tot felul de alte lucruri care să împiedice mașinile să existe pe trotuare. În Sofia, în Vilnius, în Riga, Budapesta, Varșovia și Praga sunt stâlpi peste tot, ca să nu parcheze boul sau vaca pe trotuar. Iar un urbanist francez avea o vorbă. Oamenii vor parca oriunde să poată scăpa de amendă sau să plătească. Nu există europeni civilizați. Există limitarea accesului auto, iar orașele din Franța au trotuarele libere pentru că folosesc bolarzi cu nemiluita. Capitalele europene au ajuns acolo unde sunt, cu măsuri de interdicție încă din anii 70. Un exemplu este Amsterdam, cum arăta în 1970 și cum arată acum 13 ani, în 2010. Aceleași capitale au avut aceleași probleme. Unele capitale au folosit soluții simple, cum ar fi să lași un copac în mijlocul străzii împreună cu o șicană să funcționeze ca o soluție de calmare a traficului. Altele, precum Madridul, spre exemplu, folosesc soluții radicale și închid complet strada pentru traficul auto. Nu e o noutate, Bucureștiul are o problemă și asta include fiecare sector. Hai să vă dau un exemplu în sectorul 5. Bine ați venit la București! Calea 13 septembrie. Un loc prost manageriat. De ce? Vorbim despre 3 benzi pe sens de mers, adică o autostradă în plin oraș. Două benzi, a treia este ocupată de parcare fără plată la bordură, mă rog, doar în zona asta, pentru că de aici până la Marriott este o zonă cu parcare, alta fără parcare. O zonă cu parcare, alta fără parcare. Apoi se parchează pe două sensuri pe trotuar. Norocul șoferilor este că magazinele au vitrinele închise, mă rog. Deci asta este în centrul Bucureștiului, la Catedrala Mântuirii Neamului. Și această zonă este efectiv goală din punct de vedere pietonal. Deși sunt ditai trotuarele, ai pe unde este plin, ai parcul puțin mai încolo, deci e complet abandonat tot, după cum puteți vedea. Văzut de sus, însă perspectiva este cu totul alta. Mașini care dau pietonii la o parte ca să-și facă loc. Mai mult, avem un bulevard la de aproape 100 de metri, care nu are nici măcar o facilitate pentru pietoni, însă are o mulțime de facilități pentru mașini. Ca șofer bucureștean, trebuie să primești spor de sănătate mentală. Te duci la terapie, la control, la ce ai tu nevoie. Hei, Silviu, de ce nu ții mașină în București? Parcare Mega Mall la 10 seara de Black Friday. Ha ha!
Conceptul de a claxona în parcare. Câtă boală trebuie să acumulezi din jurul tău încât să devii și atât de bolnav încât să claxonezi într-o parcare? Cine credeai că nu știe că trebuie să iasă din parcare? Ce-o crede omul ăla de claxoneză? Că e unul în față la barieră, stă așa la volan. Trezește-te, domnule! Vrem să... Luați-vă mașină în București, frățioare. Ia uite. Bă, ce bine e cu mașina, frate. Ia uite. Noi pietoni. Ia uite, sens și contrasens. Ia uite ce frumos. Normal că majoritatea sunt singuri în mașină, dar ce, bucureșteanul e prost? Bucureșteanul are o mașină pe cap de locuitor. Ce, e prost? Cum adică să ducă tatăl copiii la școală dimineața? Să-i ducă măsa cu mașina ei personală, pe care oricum nu o folosește. Cum adică să stea copilul la 18 ani fără mașină, deși avem ambii părinți deja o mașină? Dar ce, el e prost? Singurele mașini care au mai mult de un om în ele sunt așa: Uber Bolt, copii luați de la școală sau duși către școală, și tineri. Tineri de tipologie, el are un Golf 4 și ea n-are mașină. În sectorul 5 lucrurile stau un pic diferit, mă rog, e mai diferit decât tot Bucureștiul, pentru că deși avem trotuar nou și garduri noi, din păcate acesta este ocupat de mașini, așa că pietonii merg pe... Exact ce zic, da? Testul cu căruțul. Poți să mergi cu căruțul pe stradă? Uite că nu poți, la domnul piedone, domnul criminal piedone. Uite că nu poți. În sectorul 4 lucrurile stau la fel. Pe același trotuar sunt piste de biciclete și parcări pentru mașini. Până la urmă ce avem aici? Un trotuar, o stradă, ambele. Cine are prioritate? Pietonii sau mașinile? Nu răspunde nimeni pentru că nimeni nu are curajul să o spună. Răspunzând la întrebarea asta simplă, înseamnă că îți pierzi votanții pe strada Basarabilor, cu o stradă goală și mașini pe trotuare. O dubă care intră aproape în casa unei persoane ghinioniste care stă la parter. Măi, efectiv aparcală ăsta în sfragerie, man. După ce că e umbrit aici, ai luat și restul de lumină. În contrast, tot în sectorul 4, pe strada Lunișului, trotuarele sunt libere pentru că folosesc stâlpi, locuri de parcare marcate la bordură și o bandă de circulație cât o mașină și jumătate. Mașina oprește mai ușor, se circulă cu viteză mai mică. Totodată are vizibilitate în intersecție. Și asta cu vizibilitatea când ești de undeva și trebuie să dai prioritate, că gen, în general sunt mașini parcate până în buza intersecției și tu nu poți să te asiguri. Singura modalitate este să ieși în mijlocul intersecției, ai ieșit și aia a fost. Dacă a venit cineva, oricum trebuie să frâneze. Păi mă, ăla te înjure că nu-i dai prioritate, etc, etc, etc. Înainte să spun la întrebarea asta, mi-aduc aminte de o poveste interesantă pe care am văzut acum 2 săptămâni în presă, și anume mașinile cu număr de România din Belgia care parcau absolut unde voiau, într-o anumită localitate. Primarul și locuitorii au ajuns atât de exasperați încât orice mașină cu număr de România era ridicată. Corelat cu toate astea, în cele 2 săptămâni în care am filmat în fiecare zi, nu am văzut nicio mașină de poliție care să dea amendă vreunui șofer care a parcat incorrect. Nu am văzut nici măcar vestitele mașini Skoda, cu care s-a tot lăudat Nicușor Dan, cele cu camere automate pentru amenzi. Secția Bulevardului Libertății cu calea Rahovei am numărat peste 100 de locuri de parcare. Fie pe stradă, pe Bulevardul Principal, Bulevardul Libertății, cum spuneam, sau pe calea Rahovei. Locurile de parcare cu plată sunt goale, după cum puteți vedea. Mașinile parchează în continuare la gard pentru că este gratis. Sau pe spațiu verde, mă rog, dacă ar exista spațiu verde, că nu există. E spațiu maro, de fapt. Un alt lucru amuzant este faptul că avem o mașină abandonată pe locul de parcare cu plată al primăriei capitale. Trotuarul ocupat de mașini, locurile cu plată libere. Voi ce înțelegeți din acest lucru? Că eu nu înțeleg decât un singur lucru. Nu sunt bani de parcare. Adică ăsta este un exemplu extrem de bun de ce ajută delimitarea prin chestii de tipologie stâlpișori sau chiar stâlpișori. Iată locurile de parcare gol-goluțe, dar fiind cu plată, de ce căcat să mai plătești când poți să parchezi pe trotuar? Tot ce am văzut a fost un angajat plictisit care mergea pe jos într-o zonă de centru a orașului și scana vizual fiecare bon în parte. Dar el e un cetățean ca și mine, la fel ca și tine, fără nicio putere în fața unui șofer care parchează prost. Poate doar să sune la aceeași poliție locală plictisită, probabil de telefoanele părăcioșilor. Managerul firmei la care lucrez a trebuit să sune de peste 20 de ori la poliția locală, fără să exagereze, în zile diferite și să trimită dublu număr de e-mail-uri, până când poliția să acționeze să-l convingă pe un vecin să ia de pe stradă niște stâlpi puși de el ca să-și păstreze 5 locuri de parcare. Dar... Întrebarea de ce au nevoie de atâta trotuar
pietonii, că oricum nu circulă nimeni pe acolo și să se facă, domne, parcări pe trotuar este una extrem de stupidă. E ca și cum ai spune, nu merg mașini pe stradă. Acolo ar trebui să fie, de fapt, trotuar. Trotuarele libere de mașini sunt extrem de necesare, așa cum străzile libere sunt extrem de necesare. Toți șoferii sunt pietoni, dar nu toți pietonii sunt șoferi, așa că prioritatea acestora nu mai trebuie contestată. Folosite corect, trotuarele sunt un buffer între clădiri și străzile pline de mașini care fac gălăgie și poluează. Doamne, și boala asta de piste de biciclete pe mijlocul trotuarului, cât poți să furi la vopseaua asta încât să faci astea? Absolut diabolice din punctul meu de vedere și bineînțeles că sunt ilegale. Doar ce zice aici e ok. Da, exact ce ziceam. Bulevardul Aviatorilor, ambele sensuri care e pe trotuar. Ideea e dacă faci accident, nu dacă e legal sau nu, dacă e ușor să eviți pietonii. O dovadă clară de ce trotuarele trebuie să fie mai late. Păi oamenii nu merg niciodată ca aici, adică pe benzi. Și merge fiecare cum își dorește, dacă vrea să vadă o vitrină sau dacă vrea pur și simplu să stea lângă ceilalți să vorbească. Da, ăsta, deci... Bulevardul Carol este un exemplu foarte bun de cum au scos mașinile de pe trotuar. Ca să vedeți diferența ce înseamnă niște f***ing stâlpișori nenorociți. 2023... Da. Uite-l pe nesimțitul ăsta cu mașină cât 5 mașini. Uite cum erau mașinile parcate. Uite cum e acum. S-a eliberat trotuarul. 2021. 2021, chat. 2023. Ia uite ce s-a luminat zona. Parcă altfel cade lumina de la soare. Uite până unde era băgat. Uite-l până unde s-a băgat, man. Uite-l pe ăsta. Parcă pe trecerea de pietoni. Altul parcă pe trecerea de pietoni. De ce ne-a pus tâlpișochi? Trotuarele goale înseamnă spațiu de promenadă sau un culoar rapid pentru cei care vor să ajungă mai repede la destinație. Și că tot vreau să ne amintim de sectorul 5, haideți să vedem ce s-a întâmplat din 2016 până astăzi pe strada Năsăgut. De data asta nu mai sunt cu bicicleta, sunt cu fotoliul rulant și este foarte greu. Să vedem dacă am loc pe aici. Nu voi avea loc. A trebuit să mă dau înapoi. Da, ăsta e un experiment foarte trist, dar important de făcut până la urmă, pe care l-a făcut Bucharest Bike Traffic cu câțiva ani, în care s-a plimbat în scaun cu rotile și gen nu puteai să mergi nicăieri, nu puteai să faci nimic, nu puteai să te urci în autobuz. Am să încerc să mă întorc. Problema este că și dacă aș vrea, nu am pe unde să ies. Și se pare că lucrurile au rămas. Da, deci asta e. Ai scaun cu rotile aici, te duci până aici și până te întorci, că e mașina parcată până în buză. Altfel se creează situații de genul ăsta, în care cuiva nu-i pasă absolut deloc faptul că tu ai mers până aici pe trotuar și de aici te descurci, ori prin spațiul ăsta, ori prin spațiul ăsta. Pentru că trotuarul în spatele meu este cât de cât liber. Nu știu dacă am loc, ia să vedem. Nu. Abia de abia. Trebuie să-i șterg mașina lui omul ăsta. Vorba vine om. Pe strada Avrig este una dintre cele mai interesante soluții. Pe lângă veșnica navetuță, pusă să blocheze un loc de parcare, în schimb, aici, unde sunt locuri de parcare cu plată, adică cu liniile albastre, fie sunt rezervate, fie sunt pentru a plăti. Avem acolo panoul pentru parcarea cu plată. Cineva zice 5 lei pe oră e mai scump decât în Dubai. Tocmai ai comparat jegul de oraș Dubai cu Bucureștiul, care e gen un oraș frumos. 1 euro pe oră să parchezi în mijlocul Bucureștiului? Da, efectiv, e șmecheru, te zice bine omul ăsta. Mă mai duc uneori ca săracul din drumul Taberei până în centru cu mașina, o las în subteran la universitate, aka în parcarea cu plată de la universitate, care e cea mai scumpă din București, unde las 200 de lei pe o masă cu femeia, las și 15 lei pentru parcare, exact. Nu zice nimeni să desfințăm toate parcările și așa mai departe. Măi, dar vrei să parchezi mai ales în centrul orașului și în zonele ultra-aglomerate? Prețioare, în primul rând nu se poate pentru toată lumea, în al doilea rând nu se poate moca. Vrei luxul să ai mașină? Acoperă-ți luxul. Dacă vrei să te duci la Roma, nu faci scandal că de ce trebuie să plătești avionul. Bucureștiul a avut dintotdeauna stâlpi, doar că au fost puși degeaba sau de cele mai multe ori au fost distruși. Până acum, știu că sună foarte ciudat, nimeni nu era interesat de costul stâlpilor. Când au început să deranjeze șoferii și locurile de parcare gratis, oamenii au devenit dintr-o dată interesați de bugetul local și cât costă un stâlp. Singurul care nu îi folosește este primarul de la sectorul 3, care preferă bordurile. Unii spun că ar avea de ce, alții spun că nu. Părerea mea este că sunt inestetici stâlpii, indiferent de cât de scumpi sau ieftini sunt. Uneori pot fi și periculoși pentru bicicliști, dar nu pot nega efectul pe care l-au într-o zonă în care parcarea se face ca în vestul sălbatic. În sectorul 1, spre exemplu, avem o intersecție care s-a îngustat foarte tare, în așa fel cât mașinile se încetinească și toată intersecția este ridicată.
Ah, da, și vreau limitatoare de astea de viteză în tot București, să facă ăștia spume că merg cu 70 la oră și trebuie să frâneze, să meargă cu 10 la oră peste astea. Plata parcării nu se face niciodată, dar niciodată, din impozitul pe mașină. Tu, ca șofer, plătești o taxă de parcare pentru că ocupi domeniul public. Liniile acelea albe, albastre sau galbene pe asfalt sunt acolo pentru ghidaj. Nu pentru ele plătești, ci pentru că ocupi locul acela fizic. Rămasă minunată parcare, nu? Uitați-vă așa puțin, aici este ordine, acolo nu este așa ordine. De ce trebuie să fie ordine? Ca să nu fie haos. Bă, trotuarul nu e aparține nimănui. Ai venit primul venit, primul servit, primul parcat, așa. Și statul nu ți-a bani pe el. Da. Până când, după ce deci nu să dezacordești cu locurile de parcare plătite. Frumusețea democrației este așa. În dreapta este aranjare, în stânga este haos. Domeniul public este domeniul public. Și el nu trebuie ocupat de absolut nimeni, că este al tuturor. Drept urmare, atunci când îl ocup, din punctul meu de vedere, plătești. Proprietatea ta privată se oprește la gard. Logic. Mi se pare că e rezumat foarte bine. Vrei să ocupi spațiul public, făcut din banii noștri ai tuturor, plătești. Nu plătești, n-avea pretenții. Nici de parcări supraetajate și ce filme își mai dau aia cu cotețe, nici de autostrăzi, nici de alte vrăjeli. Când tu nu plătești, când tu nu cotizezi pentru luxul de a ocupa 10 metri pătrați din spațiu public cu trașcarabeta ta de mașină. Păi de ce să plătești, domnule? Păi de eu nu plătesc taxe? Da, plătești taxe, dar nu plătești pentru spațiu public pe care îl ocupi. Avantajul stâlpilor este că sunt acolo tot timpul, chiar dacă am avea cea mai bună poliție din Europa. Uită-te și tu, men. S-a terminat trotuarul. Stâlpii antiparcare își au locul în zonele unde opresc parcarea mașinilor. Doar că montarea lor excesivă arată de fapt o altă problemă. Zona în care sunt montați ar trebui să aibă mai puține mașini sau mai degrabă mobilier urban care să facă accesul auto mult mai dificil. Foarte bine zis. Mi se pare că este o problemă pe care nu o ridică nimeni conceptul atât de mobilier urban, cât și de amenajare a străzilor și a aleilor și a whatever, astfel încât să descurajeze traficul de mașini, să descurajeze parcarea. Cred că cel mai bun exemplu de fapt de departe este Barcelona. Da, unde ai un palmier, un bolțar, un ghiveș de la imens care blochează o stradă, set de bănci unde stau oamenii, piatră cubică, tot felul de elemente urbanistice care nu sunt stâlpișori și care ajută odată înfrumusețarea orașului, încurajarea oamenilor să meargă pe jos și așa mai departe. Adică îți spui că e așa, gen din topor, gata, nu mai parchezi și atâta, gata. O plimbare cu mașina prin Barcelona. Aceiași stâlpișori ca în București, în Barcelona, aceiași aia galbeni, infecții. O intrare de mașină super ridicat. Când intri aici, să intri cu 5 la oră. Bandă de autobuz, stâlpișori pentru banda de bicicletă, ca să nu intre țăranul pe banda de bicicletă. Uite, vezi, e foarte delimitat, adică până și vizual, totul perfect delimitat. Și nu știi să te explici cum. Și asta e, un copăcel, cubelele, un stâlpișor, limitatoare de viteză, da, merge toată lumea cu 30 la oră în curbe. Uite și Madrid, ai ajuns, ai vrut să intri pe străduță, da? Știi, adică e mesajul de la început, hop, stai așa că asta este pentru oameni mai mult decât pentru mașini. Ai trecerea și pe urmă ai panta cu piatră cubică, da, s-a schimbat de la trotuar, s-a schimbat la piatră cubică. Că pe piatra cubică nu poți să mergi cu 50 la oră. Uite ăștia să nu poți să intri pe trotuar, să nu parchezi. Mergi cu 20 la oră, că cu mai mult nu poți. Stâlpișor, pișoi, copăcei frumos. Uite ce frumoasă este delimitarea între trotuari, să poți să meargă și mașina și carosabil. Ia uite ce delimitare frumoasă. Ai și câteva locuri de parcare. Bă, ăștia cum poate, mă, frățioare? Și asta zic mine, adică sunt niște căcaturi. Sunt niște stâlpișori cu trei puieți de copaci și niște piatră cubică, care nu trebuie să pui piatră cubică, pui niște limitatoare de viteză. Dar efectiv, nu se vrea. Pentru că, exact cum zicea și ăsta, te înjură șoferii. Problema bucureșteanului, că vine ăla cu 60 la oră și vrea unul să traverseze și zice că i-a sărit în față. În momentul în care mergi cu 20 la oră, nu mai poți să mai sară pietonul în față, că poți să frânezi. În București e nasol cu cei ce locuiesc prin centru și n-au unde să-și lase mașina. Aoleu. Dar madrilenii ăștia cum morților pot să-și lase mașina deși locuiesc în centru? Bucureștiul este oraș făcut destul de modern față de toate orașele astea. Și ai bulevarde imense, străzi printre blocuri mari și așa mai departe. Bă, nu știu cum pot toate orașele astea europene, mă, frățioare, bă, dar nu putem noi care avem un oraș construit încât să țină cont de mașini, cum a
rașchetat Ceaușescu bulevardele și le-a mărit și a dărâmat casele ca să facă bulevarde mari. Băi, și noi avem toate bulevardele astea mari, toate străduțele astea mari, spațiu lejer, nu știu ce. Bă, da mă fratele, e greu la aia din centru să parchezi. Ai încercat să nu mai conduci dacă stai în centru, ca idee? Bă, eu știu că sunt situații în care, ca bucureștean, ai nevoie de mașină. Stai în Cur, în Chiajna, în Chitila, în whatever, poți să înțeleg că cam ai nevoie de mașină în contextul ăla. Știi, și până vine și zice, doamne, dar unde parchezi mașina dacă stau în centru? Unde te mai duci dacă stai în centru? Nu te supăra. Te duci în fiecare zi în Domnești, nu? Ce faci cu mașina în centru? Vrei mașină? Pune-ți-o într-o parcare, la capăt de metrou, la treacu să ia. Că nu putem să stăm cu toții în centru și să avem și mașina la scara blocului, nu e loc. A, sau poți? Desigur, nu, există și variante. Varianta este 9.000 de lei pe an la primărie sau loc de rezident cât e cu 700 de lei, dar dacă n-ai loc de rezident, 9.000 de lei pe an la primărie. Și stai și cu mașina în centru, nu e o problemă dacă găsești. My man, nu există loc de rezident în centru, da, frățioare? Din ce oraș ești? Vezi că-s blocuri de securiști în centru care au parcări interioare, în interiorul blocului, parcare privată, gen în curtea interioară. Nu există locuri de parcaj, dracu. Chiar și așa, trotuarele goale înseamnă că oamenii care merg pe ele o fac de plăcere și vor avea un mai mare interes să renunțe la mașină pentru drumurile scurte unde folosesc acum mașina. Spre exemplu, dacă Dorian Popa avea trotuarul liber, acolo unde locuiește, nu mai lua mașina 5 minute până la magazin, în halat și ar fi mers pe jos. Noi românii avem o vorbă. Nu se poate și cu cur și cu sufletul în rai. Deci administrația trebuie să se hotărască cum folosește spațiul public. Nu se poate și cu mașini multe și cu condiții ca în Amsterdam. E o utopie și compromisurile sunt și trebuie făcute de ambele părți. Nici o capitală europeană nu a fost construită pe De ce frumos! La Negoiță. Câte evaziune fiscală s-a făcut din bordurile astea? Așa și ce? Bă, măcar arată frumos. Vorba votantului Firea. Bă, a ucis, dar a și pus panseluțe. Zici că ești pe Amsterdam, să nebunesc. Zonele ULEZ, adică Ultra Low Emission Zone, cum sunt în Londra sau în Bruxelles, sau cum a încercat doamna Firea, taxe pentru a doua mașină și o strategie comună a primarilor, astea sunt cele mai importante. E irelevantă culoarea politică. Niciun primar de acum nu e pe direcția corectă și asta pentru că le este frică de votanți. Orice urbanist o să vă spună că măsurile antimașini sunt cele mai nepopulare pentru un politician și logica e simplă. Bă, mie îmi plac terasele, cafenelele, îmi place să belesc arasul la soare. Uite-te-l pe ăsta. Spațiu public, da? Și-a lăsat trotuar de un metru ca să-și facă terasă pe restul trotuarului. Dă un... Da, mă, e original, sincer, acum. Și cu căcatul ăsta tot pe trotuar. Adică, ok, hai, ia de aici, de la copaci încolo, dar dă-te în... Da, mă, e sincer, acum. Deci eu am boală pe aia după Victorii. Adică, ok, bine, fă terasa afară, doamne iartă-mă, că nu zice nimeni să nu faci. E una care, gen, s-a atât de nesimțit, încât și-au pus pe tot să blocheze trotuarul, să nu mai trecă nimeni pe acolo. Și ai spațiu, gen, atâta. Și trebuie să te faci așa printre scaunele oamenilor care stau jos ca să treci pe calea Victoriei. Este legal să blochezi calea Victoriei cu terasa ta? Nu, dar se dau șpăgi, așa că e legal. Iar în ultimele două săptămâni am documentat puțin ce se întâmplă în câteva zone din București, fără să iau apărarea sau să discreditez un anume sector. Nu ăsta este rolul acestui videoclip, dar ce mi-am dat seama este că, indiferent de sector, la plimbărică cu mașina în parc, altele arată teama primăriilor de a stârpi ceea ce macină acest oraș. Nesimțirea. Băi, incredibil, man. În ultimele imagini am avut pe cineva care mergea într-un parc din București, în parcul Carol. Rolul stâlpilor era să nu intre în parc, dar pentru că oamenii au dărâmat stâlpii respectivi, mașinile au voie în parc. Cât de tare e lucrul ăsta? Nu vi se pare interesant că o mașină are voie într-o capitală europeană în parc? Dar dacă îi spui cuiva că mergi cu bicicleta în parc, cum să mergi cu bicicleta? Deranjezi oamenii. Bicicleta are ce căuta în parc dacă faci bandă delimitată pentru biciclete și atunci este periculos. Bicicleta n-are ce căuta în parc. În parc sunt copii mici care se joacă, se plimbă lumea la pas, n-ai ce să cauți. Fiind în parc, nu te mai gândești că trece unul în spate, lumea se întinde pe trotuar, n-ai ce să cauți cu bicicleta în parc. În încheiere, Morning Glory, Morning Glory. Tocmai a fost claxonată doamna respectivă că... Da, clasic. Deci trotuarele sunt pline de mașini, de orice bucureștean se regăsește în situația de a trebui să meargă pe trotuar și asta o claxonează. Dar trotuar unde este? Mă scuzați, zic, trotuarul unde a dispărut? N-avem, ok, am înțeles. S-a făcut magie. Morning glory, morning glory. Mie îmi place stâlpișorii. Mie nu-mi place să merg pe jos. Detest să merg pe jos. Îmi place la nebunie să merg cu bicicleta. Dar nu suport situații ca cea de mai devreme în care un om, fără nicio vină, pur și simplu claxonat de un șofer care are trotuarul liber să parcheze, dar și strada liberă. Bravo, domnule București, respectele mele. Cineva zice, în Bacău e super ok pe timpul anului cu mașinile, problema e în august când vin toți italienii din Torino.
În toți italienii la Bacău.